Bună dimineața! Ia uitați ce vreme frumoasă! Vai, dar ce mult îmi place vremea asta! La nebunie! Deci mă bine dispune! Și păsărelele acestea cum cântă, așa și cum ciripesc! Ce, Marc? Ma! Ma! Să vin să te iau? Unde să te iau? Păi numai baloane, am spus, păi numai baloane, numai baloane. Aseară am dormit singură și atât de bine a fost. Atât de bine a fost. Acum o să pun să pregătesc micul dejun, să pun ciorba la foc. Am treabă. Copiii vor la plimbare. Da. Mami. Uite ce a făcut Minici cu creionul ăsta. Uite ce a făcut. Ce, mami? Mini, ce faci? Seli nu a mers la școală pentru că încă nu și-a revenit complet la burtică și nu putem să trimitem să aibă nevoie să meargă la toaletă de nu știu câte ori. Marc încă tușește și nu pot să-l trimit. Hai, hai să-l tăiem. Nu pot să-l trimit la grădiniță așa cu tuse. Mă pregătesc să fac o cafea pentru mine și Bogdan. Voi face niște omletă să mâncăm, adică eu cu Selena vom mânca foarte puțin, Bogdan mai mult. Având în vedere că am avut probleme cu stomacul, nu ar fi indicat-o, dar altceva Selena nu mănâncă. Ieri nu mi-a mâncat aproape toată ziua și a zis că ou ar vrea să mănânce, nu-l vă face prăjit, îl fac pur și simplu așa în tigaie. Iar aici am spălat carnea bine bine, am pus-o la foc, aștept să fiarbă să iau spuma. Deja este 10 fără un sfert și am scos niște rufe din mașină. Mă apuc încet încet de treabă, să văd dacă s-a uscat ceva de pe aici, că am spălat geaca lui Bogdan, niște haine mai pretențioase care nu merg, că și așa mi-a stricat uscătorul plapuma, nici nu mai prea am încredere să mai bag cam orice aici, am spălat și pătura asta. Bogdan a făcut patul și am de făcut cura la șinșile, treburile casnice, ca de obicei. Gata, am pregătit masa, am pus și niște roșioare și a luat Bogdan niște roșii atât de mici, eu n-am mai văzut niciodată. Sunt mici, 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 mai mic decât un 50 de bar, nu știu cât de mari par pe cameră, dar sunt mai mici. Și am pregătit și cafeaua, am luat mai înainte și spuma de la ciorbă, o să fac o ciorbă fără bulion, o voi lăsa așa galbenă. Nu voi mai pune bulion și voi încerca să o las așa mai pe placul lor. Trebuie să bag și la spălat tură. Arată atât de bine și miroase atât de bine, nu miroase? Mm-hmm. A legume, a pui. Foarte bine arată. Așa o să o las galbenă. Mai adaug la ea, am adăugat cartofi, zarzavatul primoară la fiert. Acum am adăugat cartofii, o să adaug eventual niște fidea și borș. Sare, piper, vegeta și gata. Dar ce bine miroase. Am fost plecați până la Carrefour. Am ieșit inițial să ne plimbăm, să luăm aer pentru că afară vremea este superbă și foarte cald. Am intrat până în Pepco și mi-am cumpărat aceste clame de păr. Mi-ar fi plăcut să fie pe negru sau maro, dar nu am găsit decât cremul ăsta deschis și maroniu ăsta deschis. Și am mai luat acest set. Ăsta a costat 5 lei cu o grămadă de prinzători și ăsta la altul 3 lei cu 6 prinzători. Și mi-am mai cumpărat o geantă din Pepco cu 42 de lei, parcă, sau 40, nu, 42, 42 de lei. Îmi place că e mai mare, nu știu cât de mare pare pe cameră, dar așa arată. Are și un mâner din ăsta să-l poți agăța pe o parte, cum îmi plac mie gențile, și înăuntru este foarte încăpătoare. Deci avea o gentuță mică în care nu mai băgam absolut nimic, așa, la asta pot să mai bag. Aici se poate prinde cu capsele astea. Chiar îmi place, e puțin șifonată, că na, cum vin și ele, dar în rest are un material calitativ, nu știu cât o să reziste acum, pentru că la mine gențile, indiferent că sunt mai scumpe sau că sunt mai ieftine, la mine se strică foarte repede, dar sper să-și facă treaba câteva luni de zile măcar. Și când am ajuns la Carrefour, Marc a început să plângă că îl doare foarte tare burta, se ținea de burtă și nu aveam absolut nimic la mine și am mers până în Sensiblu.
Am cumpărat repede acest debridat, i-am dat 5 ml și, după cum pare, l-a lăsat. Nu știu ce a avut la burtică, ce s-a întâmplat cu el, habar n-am, nici n-a putut să mănânce. Deci, cum am ajuns acolo, doar ce am reușit să cumpărăm geanta și, bine, Mai pe ai el sushi? duru. Ce? Vrea sushi. Vrei sushi? Dacă te-am dus acum la sushi? Nu am fost acum până la Carrefour la sushi, de ce am ieșit? Am Nu ieșit la duci. plimbare, am ieșit să mâncăm, nu? Cum ești acum? Ei, da cum să nu? Marc și-a luat și un trenuleț, a intrat în Carrefour cu tati până și-a luat să le ia câteva lucruri din Pepco și a luat acest trenuleț. Și acum eu o să mă pregătesc să mă duc cu mini afară. Deja e 3:20, mergem un pic afară cu mini, adică mă duc eu să iau și ce e? Pâine. Avem nevoie și de pâine. Ia să le las eu clămițele astea deocamdată aici. La noi aici o debandadă totală la ăsta cu perii. Am de împachetat și niște rufe. Am cumpărat și mâncare pentru șinșile și pentru mini. Mă duc să iau pâine și am luat-o și pe mini cu mine. Cu ocazia asta să o plimb și pe ea. Gata! Mi se pare destul de ciudată geanta acum la început, că nu sunt obișnuită să aibă așa bretele și să fie așa de mare, dar ne acomodăm. Este atât de frumos afară. Superb. Și îmi sună telefonul. Ieri am comandat ceva copiilor și astăzi deja mi-a și venit comanda. O să vă arăt ce e. E ceva de mâncat oricum și Selena mereu zicea, ua, ce fain și eu vreau și eu vreau. Și acum că le-a băgat pe stoc, am zis, hai să profit să iau și eu așa ceva, dar nu știu cum se face, cred că de aici. Să vedem, am pus ciorbă să mâncăm, eu cu Bogdan, Marc doarme. Deja e 5 fără. A dormit Marc, era obosit, ia să vedem de unde desfacem. Era obosit, mâțâit. Cum îl știți și voi, ca de obicei. Bine, ceea ce am cumpărat eu mai mult e pentru cei care fac torturi, prăjituri, pentru cofetării mai mult. Da. Noi în Brașov nu am văzut să lucreze cu așa ceva. Și mi s-au părut drăguțe. Care plângeți mai aici? Mai mare cutia decât decât lucrurile. Ce drăguțe sunt! Probabil o să mi se pară ciudat, dar eu n-am putut să rezist. Sunt aceste inimioare de ciocolată, doar că ce văzusem noi pe internet sunt inimioarele mari pe care le plăsnești cu ciocanul și acolo se sparge. Și iese, nu știu ce se află înăuntru, se sfărâmă ciocolata aia. Ce drăguțe sunt. Mă așteptam să fie mai mari, dar nu e nicio problemă. Nu au costat mult, astea au costat 15 lei, parcă mai mult a costat transportul. Ia uitați astea. Deci astea le-am dorit tare, tare mult. Astea. Super vitățile astea, ciocoloți mici. Atâta e una. Deci astea mi-au plăcut la nebunie. Au fost 6 lei un set cu 6 ciocolățele, parcă. Ia să le vedem. Ce drăguțe sunt. Astea dacă faci tort, brioșe sau nu știu, alte chestii să pui așa ceva pe ele,
Uitați-vă voi, eu și voi ce drăguțe sunt. 6 lei a fost un set de astfel de ciocolățele. Mi s-au părut drăguțe și am zis hai să le iau și lor că sigur îi se va părea interesant și lui Mark. Dar Selena știe despre ce e vorba, adică nu știe că a venit așa ceva, dar știe despre ciocolățelele astea cum, că le-a văzut pe internet, cum arată la alte persoane, dar nu știe că eu am comandat. Și aici mai avem niște năsturași în formă de ciocolată. Mi s-au părut tare drăguțe. Dacă aș face niște brioșe, cu toate că nu am de gând să fac, dar am dat un exemplu. Și să le ornez cu așa ceva. Uleu! S-a desfăcut! S-a desfăcut! Năsturaș din ăștia avea și alte culori, doar că eu, după ce am dat comanda, am văzut. Avea și asortați. Avea mai multe feluri. Dar sunt drăguți. Sunt foarte, foarte drăguți. Așa că dacă vă interesează, găsiți pe Nati Shop. Și dacă au multe chestii, dacă vă interesează pentru a face torturi, prăjituri sau alte chestii ce ține de cofetărie și vreți să ornați cu astfel de lucruri. Deci asta a fost 6 lei, toți năsturașii ăștia. Un set din ăsta a fost tot 6 lei. Și ăsta 15 lei. Ăsta are mai multă ciocolată. Cred că sunt plin cu ciocolată înăuntru. Habar nu am, dar mai mult a costat transportul, 20 de lei decât Mergem cu Marc la urgență, că îl doare burta tare, nu se simte bine, săracul. Și i-am dat și debridat, nu i-a trecut Alina, nu i-a trecut nici nu poate să meargă, stă atât de ghemuit, nu știu ce o avea. Nu putem sta ambii părinți cu Marc, trebuie să stea doar unul dintre noi și Marc îl preferă pe Bogdan. Și eu cu Selia am ieșit afară, dar dacă vedeți cei la urgență, cred că în jur de 20 de copii sunt. Și încă mai vin și au mai venit și cu ambulanța și nu știu, o să am de stat o grămadă. Chiar nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat cu Marc, ori începe să fie așa cum am fost noi, Selly, cu crampe, uite, s-a rupt Poate cred că a bentița. luat de la noi. Da, nu știu, Pe dar mine m-a avea pupat crampe pe de nu pe putea gură. să stea săracul de el. Pe și pe mine m-a mai pupat, dar și Da. dacă nu te pupă pe gură, tot se ia, că locuim în același loc, consumăm Bine, cum să nu m-a pupat pe gură? lucruri. Dar nu are treabă să că tot se îmbolnăvea. Oricât încercăm noi să ne ferim cu mască, cu alea, n-ai. Da, așa de sictirite și ăstea care lucrează pe aici. Ferească Dumnezeu ce sictirea la unele. Aoleu, nu vreau să mă gândesc, dar nu cred, că doar nu are vărsături, nu are diaree. Trebuie să mă duc să-i zic lui Tactu că nu are, să-i zică că nu are ăstea, că chiar nu am chef să mă internez. Doamne, să plecăm cu altele de pe aici. Stai că mă duc să-i zic acum. Ce plâng copilașii înăuntru, drăguții de ei. Ce scânzele. A luat acolo la consult. I-a pus să-i măsoare pulsul. Si râde de goțu. Wow! Drăguțul de el. Culmea că acum zici că nu mai are nimic. Râde și s-a bine dispus. Nu pot să-mi dau seama. Așa pățin de fiecare dată când mergem la doctor. Fie că la urgență, fie că la medicul de familie, ori eu, ori eu, copii, ori Bogdan, parcă zici că ne trece tot. Acum vedem ce-i face. Sper să nu-i facă vreo injecție, că asta mi-ar mai trebui, să îi fac o injecție, că prinde frică de nu mai vine niciodată aici. Afară s-a lăsat rece, nu ne lasă să stăm înăuntru, Selin nu a vrut să rămână la mama
Și uite că stăm aici și așteptăm. Dar sunt foarte mulți copii și nu știu cât o să avem de așteptat. Foarte, foarte mulți. Așa că i-am înghețat. Pentru că nu mi-a trecut prin cap să mă îmbrac mai gros. Am plecat așa la grabă. De la ora 1 și un pic a început cu dureri de burtă. I-am luat, i-am dat de bridad. Am lăsat să vedem dacă își face efect cu nimic. Și apoi a dormit. Iar își vede și se face. Da, știu că era și cât de mică. Apoi a dormit. Când s-a trezit a început să plângă, că îl doare foarte tare burta. I-am dat Alinan. I-am făcut masaj la burtică. Și oarecum l-a lăsat, dar nu foarte tare. Și îl durea foarte tare acolo sub buric. Deci fix sub buric jos. Așa mi se întâmplă și mie. Da, avea cred că crampe, că stătea strâns foarte tare. Și am zis lui Bogdan, trebuie să venim la urgențe, nu putem să stăm așa, pentru că se chinuie săracul. Și am încercat să nu ajungem la urgențe, am încercat să luăm acasă, dar nimic. Eu în Carrefour am plecat să cumpăr de brida de la Sensiblu, pentru că aia e singura farmacie de acolo. Am mers să iau de bridat, i-am dat fix acolo, l-am pus pe băncuță, la Carrefour, acolo unde mâncam la McDonald's, l-am pus, l-am întins, i-am dat să mănânce, să bea siropul, pentru că de mâncat nu a vrut să mănânce. Când s-a trezit, a mâncat câteva linguri de ciorbă. Mi-a mâncat binișor astăzi, mi-a mâncat și dimineața cereale cu lapte, a mâncat și ceva fructe. Nu pot să-mi dau seama. Ori a luat acel microb pe care l-am avut și noi, ori nu știu, dar sper să nu-i facă vreo injecție. Asta mi-e teama cea mai mare, pentru că dacă i-a făcut injecție, clar nu o să-l mai aduc aici. Și acum l-am adus cu greu, dar acum dacă face injecție va ține minte și va fi mai greu. E bine că nu l-a testat de COVID și asta e un plus, pentru că nu i-am promis că nu-l va testa. Că știam că s-a scos chestiile astea și nu se mai testează, dar în continuare în spital se folosește mască și noroc că am avut două la mine și i-am dat una lui Bogdan și una am luat-o eu. Și când i-am zis lui tanti aia că eu nu am mască, ceva de genul ca și cum că noi interesează și că trebuie să am, că în spital nu s-a scos. Păi, dar de ce nu m-a ajuns tu cu două măști? Dacă eu ți-am spus că nu am și am început să mă scotocesc prin geantă să văd dacă am și am găsit două aruncate acolo într-o pungă. Dar dacă nu aveam, mie mi se pare normal ca la spital, dacă te duci și la cel de stat și la cel privat, să oferi mască dacă nu am la mine. Nu mă interesează, fie că, nu știu, contracost sau cum e, cu toate că contracost mi se pare o tâmpenie, dar să-mi ofere o mască. Acum că îmi cere un leu, 2 lei pe mască, nu mă interesează că dau, nu-i problemă de asta. Dar când ți-am zis că nu am mască, e ca și cum nu ți-a apăsat și m-ai fi trimis să mă duc să caut mască, ce știu eu pe unde, pe la un magazin, și ca să mă întorc cu copilul bolnav, că ție nu ți-a apăsat că copilul meu are o urgență, are o problemă, deci pe tine te interesa de mască. Dar na, nu știu dacă să menționez că asta e România noastră, asta e statul nostru. Mai degrabă cred că aș menționa că ăștia sunt oamenii noștri, nu știu. Nu prea aș vrea să dau pe România, că România săracă e o țară frumoasă și n-are nicio vină, dar aș da vina pe oameni. Pentru că de la oameni pornește întotdeauna răutatea și ipocrizia, din păcate. Am fost și eu înăuntru la doamna doctor, pentru că Bogdan nu știe toate detaliile și na, e și normal să nu știe, având în vedere că el a fost și plecat la muncă și dacă e acasă, nu știe el ce îi administrez eu copilului, că na. Ce să facem? Asta este. Și am fost și am explicat doamnei doctor și mi-a spus niște cuvinte atât de frumoase, deci o doamnă doctor minunată. Și mi-a zis că de când lucrează aici, nu am mai întâlnit un copil așa atât de cuminte și atât de bine educat și mi-a felicitat pe amândoi, mi-a zis că felicitări ambilor părinți cum l-ați crescut. Mi-a zis că este o frumoasă și la orice l-a întrebat așa a răspuns și a fost foarte cuminte și când l-a consultat și când s-a uitat în gura lui și tot ce i-a făcut a fost cuminte tare și mă bucur, sunt mândră de el. Și chiar acum am văzut așa și mi-am dat seama și i-am zis lui Bogdan, cu siguranță el așa de cuminte și la grădiniță. Deci dacă îl vedeați cum era, zice că e un mielușel, din aia zice că e cel mai cuminte băiat. Nu zicea nici pâs, da, bine, îi zice doamna doctor că ești frumos, el a zis, bine, mulțumesc. Deci
Și a scos așa niște cuvinte pe gură. Doamna doctoră a zis că lui Dumnezeu îi place ca tu să fii cu minte, că Doamne, Doamne, iubește copiii și important e să fii sănătos. Și chiar mă surprinde că înainte să ajung la doamna doctoră am întâlnit cam două pe aici. Nu cred că prea aveau ei chef de muncă sau nu știu ce erau așa. V-am și zis cu masca și... Da, sunt tot felul de oameni. Oameni și oameni. Oameni mai buni, oameni mai puțin buni. Din păcate. Nu știu de ce nu putem să fim cu toții atât de buni. De ce nu putem să fim atât de sociabili și atât de scumpi la vorbă? Pentru că vorba dulce mult aduce, dar în momentul în care vii și mai la ture că numai unul trebuie să stea înăuntru și îi zic, păi da, dar el preferă pe tati, dar eu știu ce trebuie să-i administrez și să te ia așa oarecum în sictir și așa, nu putea să explice frumos, sau, adică, da. Ce rost are să mai zicem. A zis că îl va trimite pe Marc la niște analize de sânge. Și a intrat și Seli până la urmă înăuntru acolo și stă cu Bogdan pentru că este foarte fric și în momentul în care va veni cineva să întrebe de ce stă înăuntru, i-am zis lui Bogdan să zică că nu are cu cine să o lase. Și ce să fac? Să țin copilul ăsta în frig aici? Dacă eu acasă, de exemplu, nu aș avea bunici, că oricum pe soacra și pe socru nu i-am acum acasă, sunt plecați la... ăsta, cum se numește? La țară. Dar dacă n-aș avea pe nimeni și aș fi singură în Brașov, un exemplu, cu cine aș putea să-mi las copilul dacă eu trebuie să vin? Nu știu, v-am zis, mi se pare o tâmpenie. O tâmpenie, deci eu înțeleg că nu au voie, probabil prea mulți, că suntem mulți și să fim, dar înainte nu era așa. Înainte mi-aduc aminte că veneam la urgențe, că am mai venit și cu Marc și cu Seli, intram părinții, veneau și bunicii, câteodată venea și mama, venea și soacra, eram aici. Nu te întreba nimeni ce cauți, dar de ce sunteți atâția, dar bine, oricum acum s-au mai schimbat regulile de când e pandemia asta, dar un avion? Ai ieșit afară? Păi da, dar e bine că eu aș vrea să stau la sauna aia, dar a Păi trebuit să ies afară. Păi unde să mă duc? Nu vezi că nu mă lasă să stau înăuntru. ce că dacă am ieșit eu? Păi n-are treabă, tu erai cu tata. Eu cu cine zic? Dacă erai cu tata și zicea, păi da, de ce sunteți cu amândoi copiii? Păi pentru că n-am cu cine să las pe unul. Dar eu așa dacă mă duc, ce zic? Sunt cu tata. Am venit și sunt cu tata. N-am cu cine să stau, sunt cu tata. Cum a fost? Nu, drăguț, i-a luat sânge, i-a pus o branulă. Nu Nu apăsăm, te... nu Pe ce a apăsăm. băgat? Apă Medicament? magică, azi, Apă magică, i-a băgat un medicament. Medicament, ceva, Păi da, și nu-i mai face injecții, nu, nimică. i-a băgat așa. Ține minte ce mașină ți-a făcut de poliție, Wow! Și după aia o să o dăm jos. Acum mai vedem, mergem la ea și vedem. Mergem la ea și o să zică când o dai jos. Dar ea spune tu aici că nu ai plâns deloc. Zi la cameră, Zi la cameră că tu nu ai plâns deloc. Zi acolo, zic că mi-a luat sânge și eu n-am plâns. Nu vrea să zică, dar nu a plâns deloc, a zis Bogdan. Deci a băgat ăla și nu a plâns Asta, deloc. pe spate. A, l-a pus culcat? Mi-a Dragul de el. Nu apăsa acolo. Trebuie să o lași mânuța dreaptă. Dragilor, am să închei acest filmuleț. Este 8:30. Așteptăm analizele. Încă nu știm nimic. Și o să vă țin la curent. Eventual o să fac ori o postare, ori un video scurt. V-am pupat cu mare drag. Nu știu cât vom mai sta aici. Vă pupăm, pa, pa. Toate cele bune.